Balanță. Steliumul din săptămâna care urmează vă vizează pe voi în zona deschiderii spirituale, acolo unde este calea evolutivă. Știți cartea Cărarea Împărăției a Sfântului Arsenie Boca, care a fost Balanță. Acolo este una din căi sau o perspectivă amplă, generală, care indică ceva ca trăire, ca simțire, ca devenire, de ce nu. O alta o reprezintă evident partea karmică de pe astrograma voastră complexă, acolo unde sunt cheile pentru a putea deschide ușile viitorului, pentru că este un freamăt, o neliniște, iar cheile sunt ascunse pe viețile voastre anterioare. De acolo se poate creiona viitorul, pentru că nu trebuie să pășești într-o zonă nesigură, pe nisipuri alunecoase sau pe teren alunecos, pe ghețuș, cum spunem noi, sau chiar pe apă, câteodată îți fuge piciorul pe o suprafață nevedă, dacă este apă, rapid. Deci, ține totul mai degrabă de misiunea karmică a fiecare balanțe în parte. Pentru că Simona Halep este balanță, da, și-a avut perioadă grea și încercare grea, Dumnezeu să-i ajute, pentru că a fost un reper pentru mulți dintre tinerii noștri și nu numai, o mândrie pentru noi, restul. La fel cum Arman Asante, tot balanță, a fost și este un actor care a reprezentat un reper pentru o altă parte a omenirii. Asta la nivel macro, să înțelegeți diferențele.